Frumos să-mi povestiți exact cum s-a întâmplat de la început. Păi cum s-a întâmplat? Prima dată o scris o simplă răceală și apoi după aia l-am dus în jipou. Mi-a dat tratament de răceală, după aceea mi-a dus la control. Mi-a dus la control la 5 zile, la 6, că tot făcut febră. Și cam după cât timp v-ați dat seama că ceva nu e bine și că ceva e mai grav decât pare de o să. Atunci că l-am dus la control. Deci nu l-am mai adus acasă. Deci nu l-am mai adus. Nu l-am mai adus. Și la control, ce care a fost primul set de analize care v-a făcut sau ce vi s-a spus care din principiu? Aprindere de plămâni. Și după cât timp după treaba, după aprinderea de plămâni, vi s-a spus că de fapt are altceva și că e mai grav. La 7 zile când am mers la control. La 7 zile. Nu, același bun. Deci la jipo v-a spus că e... Eu trimis că ceva nu e în regulă și îl internează, după aia s-a tăcertat doctorii, nu știu, să-l primească ornuș. Eu trimis la Zalău cu salvarea. Și la Zalău nu le-a plăcut cum arată, cum își ține capul și o să-i facem un tomograf. Și la tomograf a venit doamne doctor și o să că m-a scos din salon, de unde a fost și a zis, ați avut ceva în familie? Și am zis, ce, n-a știu la ce se referă, tumori. A zis, n-am avut, nu știu așa ceva, nici la soțul, dar de ce mă întrebați? Și o zis, copilul dumneavoastră are tumor. Și după aia... Și ne-a internat acolo și doamna doctor din sală, o să eu nu pot ține copilul ăsta și... Și o tăi insista la Cluj și până la urmă, la vreo două ore, mi-a trimis către Cluj. Bun, și la Cluj, care e tratamentul, ce v-a spus, care ar fi un tratament sau ce s-ar putea să facă? Că... La, v-am zis, la două zile ne-a spus domnul Florian. Da, domnul doctor, neurochirurg. Șef la neurochirurgie. Da. M-a auzit de dânsul. Da, că m-a chemat la dumnealui acolo într-un curt din ăsta afară și am zis, nu, ce are până la urmă? Encefalită. Am zis, domnul doctor, numai atât are. Zice, vrei să aibă mai multe? Și în termen de 3 săptămâni s-o mai afla două boli. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Bun, și nu v-a spus un tratament sau nu v-a spus nimic că ce s-ar putea face, nu se poate. Eu am trimis la pediatrie, doi acolo fost. Bun, și cum ați ajuns să-l aduceți acasă? Nu, ce s-a întâmplat la pediatrie 2? La pediatrie 2 nu i-a dat nicio șansă. Bun. La viață. Bun, și dumneavoastră spuneți că l-ați adus acasă. Și s-a comportat urât cu dumneavoastră. S-a comportat foarte urât. Și spuneți de medicii care au fost acolo și v-au spus tot. Chiar domnul doctor militaru a venit, i-a luat tensiunea, am zis, domnul doctor, ce ziceți? Ce să zic? Zice, copilul ăsta e gata. Și atunci am zis, ca mamă, eu sper într-o minune. Și atunci mi-a râs în față și a zis, mamă, știi ce vorbești? Bun, și dumneavoastră spuneți că l-ați adus acasă până... Nu l-am dus, l-a trimis o doamnă doctor, o insista mult să-l ducem la Sibiu. O încerca să-l ducă la București, acolo fă ceva renovări și ajung la un centru paliativ la Sibiu. Bun. Și la Sibiu, cât a stat cu el? Din iulie, până în martie, da. Și cum, după aceea v-a spus să-l duceți acasă sau da, o zis să-l aducem acasă, că așa o considera casa de sănătate, da? Că se poate îngrija acasă. Am înțeles. Nu l-au mai putut ține acolo. Bun, și încă să vă mai spun încă ceva. Și nu v-au spus, și acum ați auzit acasă, ce trebuie să faceți în continuare? O zis că are nevoie de îngrijire specială. Bun, se vede că mi-a spus că au avut niște răni, s-au vindecat, încep să se vindece rănile, s-au mai îngrășat, că a fost foarte slab. Sunt mai închis rănile care le are, da, și s-au retras rănile și v-au lăsat aici fără nicio speranță și nu da. Știți nimic ce să faceți. Vreau să-i facem investigații dacă s-ar putea oare unde. Nimeni nu ne bagă în seamă, primăria la fel, nu știm ce se întâmplă, a ajuns și o sunat și la județ. Noi o să ne mobilizăm cu toți. Dar cu primăria care e problema?
La primărie care e problema în funcție de nu vă ajută. Nu de bani lunar, nu, eu fac unii și cartea de muncă. Copilul ăsta, după părerea mea, are nevoie de bani zilnic. Da. Și deci voi primiți ajutor de handicap. Da. Mi-a ajutat și colegii și prieteni. O să încercăm să vă ajutăm și noi.